Prefectul județului Suceava, Mirela Domnică, i-a ținut să mulțumească tuturor instituțiilor implicate în gestionarea codurilor portocaliu-galben sub care a fost județul Suceava timp de câteva zile. Din acest punct de vedere, în ciuda unor probleme care până la urmă erau inerente, având în vedere condițiile meteorologice, situația a fost depășită cu bine și la nivelul județului Suceava chiar n-au fost probleme deosebite. Prefectul Adomnică a menționat că în tot acest timp aproximativ 700 de persoane au asigurat permanența, peste 400 fiind din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne. Perioada aceasta de cod galben, cod portocaliu a presupus ca și gestionare implicarea unui număr de 455 de persoane din partea Ministerului de Interne și 250, deci în total 708 persoane la nivelul județului au gestionat această perioadă de cod portocaliu, cu 336 de mijloace implicate. La nivelul drumurilor naționale s-a realizat în timp util suplimentarea utilajelor și cu antiderapant pentru a putea gestiona și perioada de cod portocaliu. Doamna Dranca a avut o prelungire și în perioada 22-23, a fost un ultim zbâcne de iarnă, dar cu ceva emoții, pentru că puteau fi create exact pe ultima sută de metri la mal probleme, dar au fost evitate cu filtre instituite de către cei de la Inspectoratul de Poliție, cu utilaje de și cu antiderapantul suficient pentru depășirea perioadei. Mai mult, prefectul Adomnică a cerut o atenție deosebită în următoarea perioadă pentru prevenirea eventualelor inundații. Deci vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați pentru modul în care au gestionat această situație la nivelul județului și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Iar luna octombrie, doamna Dranca, sper să nu ne prindă fără antiderapant la Suceava.